Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Astăzi nu vin cu vești prea bune. Noul strat de zăpadă va fi consistent. În plus, fiți pregătiți pentru temperaturi polare. Vine gerul peste România, astfel că la final de an va fi extrem de frig, cu temperaturi mai scăzute cu 12 grade față de valorile normale. Astfel, în noaptea dintre ani, temperaturile minime vor oscila între minus 10 și minus 12 grade în Transilvania, iar în capitală de Revelion vor fi minus 17 grade. De astfel, ger va fi toată săptămâna în întreaga țară. Avem 25 de județe, printre care și județul Iași, sub codul galben de ninsori, viscol, precipitații mixte și polei în același interval. Mâine vremea va continua să se răcească și va fi deosebit de rece, geroasă, îndeoseb dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, cu înorări în regiunile sudice și estice, precum și în zona de munte, unde mai ales în cursul zilei pe arii restrânse va ninge slab. Vântul va mai avea unele intensificări în estul țării și pe crestele montane, temporar spulberând zăpada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 12 grade în Transilvania și minus 4 grade în nord-vest și pe litoral, iar cele minime se vor situa în general între minus 20 și minus 10 grade. Să vedem ce temperaturi vom avea mâine în regiunile României. Dacă vorbim de Maramureș, aici termometrul indică temperaturi cuprinse între minus 5 și minus 4 grade. Să vorbim și despre Crișana, unde mercurul urcă doar până la temperaturile de minus 6 și minus 5 grade. În Transilvania, mercurul coboară până la temperaturile de minus 12 și minus 6 grade. În Oltenia, mercurul urcă doar până la minus 5 și minus 6 grade. Dacă vorbim de Muntenia, aici temperaturile sunt foarte joase pentru această perioadă a anului, mercurul indicând temperaturi cuprinse între minus 7 și minus 5 grade, cu minus 5 grade în București. În Moldova, temperaturile sunt destul de joase, termometru indicând temperaturi cuprinse între minus 8 și minus 6 grade, cu minus 8 grade în județul nostru, în județul Iași. În toată regiunea, mâine va ninge. În Pașcan, dacă azi s-au înregistrat minus 7 grade, mâine se vor înregistra minus 10 grade. Vom avea un cer însorit spre parțial noros. Atât despre prognoza meteo pentru ziua de astăzi. Vă aștept și mâine pentru mai multe informații. La revedere!